Consiliului Administrației Publice Locale, numărul 215/2000, republicată cu modificările și completările ulterioare, și dispoziția numărul 153 din 24/9/2018, emisă de primarul Comunității Totuși, județul Bacău, am fost invitați să participăm la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local, care are loc în acest moment. Următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Umbreanu Petrea, președinte de ședință pentru luna octombrie 2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al comunității Totuși, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor juridice de consultant, asistentă juridică și reprezentarea în instanță a comunității Totuși. 4. Proiect de hotărâre privind declararea ca bunul aparținând domeniului public și de interes local a unor terenuri din comunitatea Totuși. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunității Totuși. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă, stație, tratare, apă brută, Dărmănești. Aceste proiecte au fost inițiate de domnul primar de fața Adrian Porcuș și 7 diverse. Acum, deci, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Procesul verbal din ședința extraordinară a Consiliului Local din 7/9/2018. Dacă are cineva ceva de obiectat la acest proces verbal, la ședință extraordinară din 7/9. Da, supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abținere. Deci, mai avem încă un proces verbal la ședinței ordinare din 28/8/2018. Dacă sunt ceva obiecții, domnule Nicuteanu, la cineva? Aveți cuvântul, domnule. Domnule consilier, după cum știți, la diverse ședința de denunțe și fraude, am întrebat dacă am dat un primar, dacă și am spus de multe ori în ședința anterioară că este iluminatul stradal și probleme care sunt între ele. Bineînțeles, nu s-a rezolvat asta, pe totul nu. Aș vrea să-mi răspundeți, la sincer, aici spune, doamna este menționată aici, dar sunt întrebat altceva. Domnul doctor Gondoș, invitat în ședință, dorește să ia cuvântul. Spuneți-mi și nouă, ca să știm, cine l-a invitat domnul doctor Gondoș în ședință? Poți să și nimic? Da, răspund eu. Domnul doctor Gondoș este persoana în care locuiește în Târgu Totuși. Este doctor primar, medicină veterinară. Și așa cum are dreptul orice tățisat să participe la ședințe locale, are și dumneavoastră dreptul de acest privilegiu. Dumneavoastră nu puteți acheta domnul consilier Mititelu, cine l-a invitat și cine l-a invitat. Vă rog frumos, lăsați-mă să vorbesc, că dumneavoastră vrei să răspund sau nu vrei să răspund? Da, dar aici așa scrie, că nu contează că acceptăm sau nu. Am întrebat cine l-a invitat, asta era problema. Nu există o invitație specială. Cineva. Zonerea mea e că pierdem vremea. Proiectul
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Dumnezeu Petre, președinte de ședință pe 1 octombrie 2018. Dar nu este, o să treacă de asta. Am greu. Dacă sunt discuții în legătură cu să fie președinte de ședință domnul Petre Ombuianu, au loc discuții? Se scrie cineva la acolo? Cine este pentru? Împotriva abținerii. Acum trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Comunei pentru Totul Județul Bacău. Aici, dacă are ceva, se scrie la cuvânt. A cineva? Văd că am primit o sumă, nu știu că asta este, deci de 300.000 de lei și la, avem la autorități publice 260.000 de lei. A doua sunt trebuie, doamna, în fapt de 260.000 de lei la autorități publice, 10.000 avem la învățământ și 30.000 la locuințe și servicii și dezvoltare publică. Să ne spună măcar acei 260.000 de la autoritatea publică. Cum sunt cheltuiți, unde s-au dat. Deci îi găsesc aici, dar nu găsesc detaliat o listă, ceea ce am început să fie. Și dumneavoastră beneficiați de bani. Da. Sunt salariile pe urmă, pe urmă, sunt două fonduri de salarii. Dar în rectificarea care am avut-o din august. Da, salarii, am avut salarii de august și septembrie, da? Deci astea sunt deșirat prețul de 280.000 de lei, 2.800.000 de lei salarii. Da, nu am înțeles, nu? Am întrebat, nu. Deci nu uitați că avem și mai stați și consiliul vocal și... Da, am înțeles, da. Mulțumesc, spus. Are cineva ceva să mai întâi? Supun la vot atunci acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Tot? Împotrivă. Împotrivă. Nu-mi băgați să mă la păcare. Da. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor juridice de consultanță, asistență juridică și reprezentare în instanța comunică cu tot. Punctul 3. Am avut în ședințe. Este vorba de un avocat într-un caz în care l-am avem de recuperat și anume cazul cu E1. Au fost câteva ședințe în care ați respins. Aș spera totuși ca să vă dați seama și să facem un pas înainte în ceea ce privește acest punct. Cineva? Eu nu spun speranță, există întotdeauna și binevoință. Dar la expunerea de motive și pentru ducerea la întâlnirea am înscris stabilită de curtea de conturi, adresa și notificarea la care nu s-a primit niciun răspuns, trebuie găsit sau obținut în distanță pentru recuperarea prejudiciului valoare de 554.809 lei. Vă rog frumos să ne spuneți și nouă, deci noi angajăm un avocat. Pentru ce angajăm? Ca să știe unii dintre colegi, poate unii știu, eu nu știu. Dar dumneavoastră știți sau pentru cine am întrebat? Deci este recuperarea prejudiciului, da? Prejudiciului, în ghilimele. Da. Investiții. Exact. Care investiții care s-au făcut nu din... Nu este un prejudiciu. Nu este un prejudiciu. Investiții care s-au făcut din buget local. Aici mai am eu o întrebare. Deci, consumă, văd că niște contracte de racordare. Asta s-au plătit. Contractele astea pentru persoanele casnice. Deci, locuințe casnice. S-au făcut din bugetul local? Domnul consilier. Deci, legislația prevede ca toate investițiile se fac din bugetul local. Apoi spune, în cazul în care se constată că au fost sau au racordat alte persoane și eu nu va veni să constate acest lucru, poate să ne înapoieze bani. Deci eu fac investiții exact cum fac și o conductă de apă și o conductă de gaze și așa mai departe. Deci la pentru gaze facem tot noi. Și pentru eu tot noi facem, ați văzut, toate investițiile noi le facem. Acum s-a schimbat legislația, probabil și alții au fost în situația noastră și au dat eu unul judecat și a trebuit să dea bani înapoi și ați văzut că toate investițiile la Ion, tot noi le facem.
Dar au schimbat în lege. Chiar dacă sunt noi consumatori, dar rămân... Deci, acum, ca să înțeleg, dacă... Le facem și le dăm cât timpul gratuit. Dacă am pe cine... Deci este un locuitor în comuna noastră. Nu este racordat la rețeaua electrică. Păi atunci se plătește din banii primăriei sau vine la primărie, face un contract cu primăria sau merge la el? Domnul Consiliu, nu are treabă tratamentul la populație cu investiția extindere rețea de energie electrică. Deci s-a făcut o extindere de rețea în trei tronsoane. Investiție suportată de Comuna Târgu Trotuș. Legislația privind la ANRE s-a schimbat și acum nu mai ne mai dă voie să facem pe eon, ci pe comună. Până acum era voie și pe eon. Doar rețeaua, stâng, fire, franșamente... Dar contract de raport. Da, dar explic, eu mi-am dat seama despre unde e. Aici sunt două... Pe contract de raportare. Așa. Dar este contractul la general, nu la fiecare strigat în clasă. Ai înțeles? Am înțeles, dacă este contractul la fiecare strigat în clasă. Nu, nu, așa ceva nu prea o să înțeleg. E zboare, spune în cazul ăla. Da, și tu, da, dacă și tu, da. Da, da. Deci este după... Raportarea rețelei. Rețelei, nu la fiecare. Mi-am dat seama despre ce e. Raportarea rețelei. Mare cineva. Este legal. Atunci de ce trebuie să recuperăm? Dacă noi am mers pe care e legal, de ce nu da. Trebuie să recuperăm? Sunteți, domnul, dacă curtea de fonduri ne-a lăsat asta de lucrat, dumneavoastră mă întrebați de ce? Da. Dacă a fost legal, de ce să nu-i pună curtea de conturi să recuperezi bani? Dacă a fost legal. Dar bine, s-a făcut investiția din banii noștri, să vină banii înapoi. Să primim banii înapoi. Și se poate, există un... Dacă a fost legal, noi când am făcut investiția, curtea de conturi ca să revină să recuperăm bani? Da, sigur. Schimbându-se legea, avem de recuperat bani. Deci, asta este tot. Altcineva? Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Ce angajamentul să aibă avocatul respectiv că o să câștige procesul? Din forma care va fi de la noi. Eu să mă pronunț, că va câștiga sau nu va câștiga. Eu aș fi de acord că dacă se face contract, eu știu cu ce, ar trebui să vină să se... Adică să vină la ședință și să le prezinte cu amului. Dom'le, eu spun că domnule, recuperez... Planul de bătaie. Haideți să zic, doamna Bodron, doamna Gabor, putem face o comisie în care să facă parte și domnul Mureanu din chestia asta? Vreau să pun și care comisie? Ce comisie? Tocmirea unui avocat care să mereze suma aceasta. Domnul, dar n-am cum să spun dacă va câștiga sau nu va câștiga. Eu trebuie să-mi fac și atunci treaba și de să angajez. Domnul Mureanu, cu ce v-a ajutat mai spus domnul avocat? Poftim? Pentru că în orice comisie, eu fac o treabă, ăla face o treabă, ăla face o treabă. Doamne, ce anunțim aiurea discuției. Da, am întrebat clar, cam cât costă contractul servicii acestui. Nu știu, vom avea atunci. Ce să înseamnă să fie creștită? Nu pot să fac nimic. Atâta doar, am și eu... Deci am obiectul ăsta ca să știu în ce măsură el va reuși ca să recupereze banii. Pentru că va fi plătit din banii noștri. Se va respecta legea. Deci asta vreau. Nu ca și proiectele care se derulează, toate proiectele se plătesc înainte și nu se finalizează. Asta vreau să știu. Dom'le, am încercat să-i plătim suma de ce garanție ne oferă dânsul. Dom'le, uite, eu vă ofer garanția că recuperezi banii. Dacă nu recuperează banii, eu nu cred că este bine ca să plătim. Dom'le, dacă el vine și spune... Să vină venerul, domnule. Păi dacă el nu se spune că nu pot recupera banii, nu știu de ce să plătesc. Dar cum se poate să spună că nu se poate? E o hotărâre în spate. Trecem la punctul 4. Noi, indiferent că știu, dar nu îl plătim. Alo. Trecem la punctul 4. Deci proiect de hotărâre primind... Declararea ca bunul aparținând domeniului public de interes local al unor terenuri în comună pe Bucătuș. Aici și eu. Doamna Bucătuș, nu, e cu totul altceva. Nu, e altceva. Nu mă apropiat. Haideți să... Da. Deci s-a propus introducerea în domeniul public a 4 imobile, 3 terenuri și sistemul de canalizare.
vizualizare. Dacă observați în raportul meu de specialitate și în lista de investiții, regăsim niște investiții pe comuna Târgu Troduș, începând cu reabilitare rezervor Vișoara, pe sectorul apă, reabilitare rezervor Vișoara, extindere apă pe cele trei sate, pe sectorul canalizare avem reabilitare și extindere stație de epurare, extindere cu sistem de canalizare astfel încât procentul pe comuna Târgu Troduș să acoperim 100% toată comuna să aibă canalizare. Pentru aceasta, pentru aceste investiții, primul lucru este să fie reglementat terenul din punct de vedere juridic. Am constatat din verificarea inventarului aprobat prin hotărâre de guvern în 1999 că terenul aferent rezervorului de la Vișoara este doar menționat ca teren, nu și ca suprafață. Sistemul de canalizare nu este prins, care a fost recepționat în 2014, nu este prins în inventar. Nu este, este prins în inventarul de la primărie cu valoare, dar nu ca și juridic. Terenul de sport, care este în vecinătatea rezervorului, a fost introdus după, vrea să-ți primim materialele luni, iar marți am primit o adresă de la CRAF în care ne menționează că nu mai este necesar de suplimentare extindere suprafață. Comisia care a fost, ieri am discutat domnului Păcaru, domnului Titelu, și pentru faptul că este suficientă suprafața de 2300 de metri actuală unde se află stația de epurare, și am scos de pe ordinea de zi acel punct de extinderea stației de epurare și am introdus cu terenul de sport. Să rămânem pe același număr de poziții. De asemenea, și vecinătatea rezervorului, pentru dacă vă uitați în schițele anexe la materialul transmis de noi, către dumneavoastră, se regăsește terenul aferent sării de pestilități Pastia. Sunt suprafețe care... Am vorbit la general de la punctul ăsta, ca să putem să atestăm la domeniul public aceste bunuri, prima dată trebuie să le declarăm de interes public. De asta sunt cele două hotărâri. Primul, de declarare de interes public, iar cel de-al patrulea punct este de modificare și completare inventarului domeniului public. Da. Dacă mai are cineva ceva de zis. Cum la vot acest proiect? Cine este pentru? Împotriva, abține. Trecem la punctul. Da. Domnul Dinu, dumneavoastră, ați întâlnit. Vă întreb dacă sunteți de acord cu celelalte proiecte într-un vot, nu? Da, da, da. Am studiat, dar... A studiat? Da. Ce? Asta în ideea că mai sunt oameni în aminte ceva? Nu. Nu. Complet. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Târgu Troduș. Deci aici... Tot eu am vorbit, deci, înainte de a completa și de a introduce în domeniul public, este nevoie să declarăm aceste bunuri de interes. De asta a fost prima hotărâre declarare, iar la următoarea, la punctul 5, modificarea și completarea inventarului domeniului public cu aceleași puncte care se regăsesc la punctul 4. E aceeași anexă. Da. Dacă are cineva ceva de obiect, da. Cum la vă. Cine este pentru? Împotriva, cine este? Nu. Da, este rezervorul. Domnul Goamă, dacă s-o întrebare și vreau să-i răspund. Numai puțin. Deci, în inventarul aprobat în 1999, dacă ne uităm în inventar, este prins rezervor. Fără cu teren aferent, fără a fi menționată suprafața. Rezervorul este prins ca și construcție, ca și suprafață construită, dar nu este trecut terenul. Și cei de la ADIP, care derulează acest proiect prin POIM, a spus, mie îmi trebuie suprafață. Ce suprafață? Zona de siguranță a rezervorului. Și de asta s-a completat cu, efectiv, cu suprafața de teren aferent. Da. Mare ce vă mulțumesc, vă seară bună, la revedere. Ca și un caz să rămân. Mai stai. Da? Da.
Trecem la punctul 6, da? Da. Punctul 6, privind acest proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă, stație, tratare, apă brută, Dărmănești. Aici cine este în zona noastră? Sunt pierderile de apă. Pierderile de apă. 18% la nivel de întreagă rețea, făcând parte din ANIP, asta cel și nouă, cum se cere de fiecare dată, votul. Cineva? Domnul Viteva? Mai credeți că mai întâi cineva la cuvânt? Da. Foarte. Bine, aveți. Aș vrea de ce trebuie să fim solidari cu toate chestiile astea? Nu știu, eu nu înțeleg un singur lucru. Deci când avem nevoie, avem o problemă, deci nu efectiv, a făcut parte din două ședințe la FRAG, deci niciodată nu suntem luați în considerare, nu? Deci acum trebuie să fim solidari, pentru că știm cu toții că în momentul în care pui acești 18% pierderi, să ne înțelegem foarte clar, de la anul, se vor majora tarifele la apă. Oricum se vor majora. Da? Nu, dar asta și pentru ce trebuie să fim solidari noi? Deci întreb, pentru ce trebuie să fim solidari? Deci este o întrebare destul de pertinentă, dar și consilierul local am acest dreptă. Pentru ce trebuie să fim solidari cu ei, dacă nu suntem ajutați cu absolut nimic? Deci, ba din contra, vin la noi, ca și consumatori, am strâns bani, am mers la populație și am luat o sumă din aia mare, am mai venit iar cu nu știu ce modificări pe parcurs, le-am pus contor, le-am pus nu știu ce, am mai venit cu asta să vedem care se fură, care nu fură. Nu s-a constatat, absolut nu s-a descoperit nimic. Așa? Și acum trebuie să fim solidari cu Craiova. Ei, eu nu pot fi solidar cu Craiova, pentru că dacă și mărește... Este părerea mea, da? Haideți să subdăm, eu înțeleg că e treaba. Haideți, dacă tot avem ocazia și este filmat, să înțeleagă și lumea. Nu s-a găsat nimic. Marea belea în toată ecuația asta au fost apometrele vechi, care nu controlizau ce controlizează acum. Și bun, deci s-a făcut un pas înspre normalitate prin schimbarea apometrelor. Dar alea vechi, cum ați ajuns la concluzia că ele, dacă erau verificate metrologic, cum ați ajuns, ca să știu și eu, cum ați ajuns la concluzia că... Cât garanția are, cât termen de valabilitate? 5 ani, prima dată când îl cumperi. Și de când îl cumperi? Aveți o idee? Nu erau toate. Deci erau și de 20 ani, de când 17 ani, să trase la pădurile. Nu se concluza cum trebuie. Bun, dacă tot la proprietar a fost... Numai puțin, dacă vreau să vedem domnul Cungureanu. Bun, dacă tot suntem la acest capitol, ați făcut o achiziție pentru un aparat de câteva mii de euro sau zeci de mii de euro. Nu, e 180 de euro. Unde e? 4.000 de euro. 4.000 de euro. Bun, 4.000 de euro. Câți locuitori, câți, să spun, consumatori care au fost branșați, ați descoperit care furau? Să ne spuneți cum. Niciunul. Și chiar mă bucur. Deci chiar mă bucur că nu s-a ajuns la dosar terenaș. Mai degrabă să știu că a fost apometul de vină și nu s-a ajuns. Bun, și atunci, că atunci, vă rog frumos să răspundeți. Credeți că merita acei bani, acel aparat? Dar aparatul nu este dat pentru așa ceva. Se pot face alt multe alte lucrări. Ca de exemplu? Ca de exemplu. Ai o problemă și verifici cu camera respectivă. Dar cum? Deci nu are domnul... Deci dacă îl pare stomacul, mergem și verificăm cu camera respectivă. Dar în cap în camera dumneavoastră, care trebuie să zice cei de la TRAP și la cei de la TRAP. Cei de la TRAP au venit să vadă aparatul și dumneavoastră să vă dați la TRAP. La urmărat era pe față când l-am împrumutat că avea nu știu ce conductă fundată și nu găsea identifica unde este. Păi, doamnă, dar scuzați-mă. Nu, eu am intervenit așa. Doamnă, scuzați-mă. Adică vin cei de la TRAP care iau, stau pe salarii imense de miliarde. Și nu sunt în stare să-și cumpere un aparat de la... Hai să fim serioși, domnule, ne mai cumpărăm un aparat și mai facem noi firma noastră. Hai să fim serioși. Hai să fim serioși. Deci nu... Bine, n-ai fost pentru ce mai concret. Pentru ce mai pare pe imposit că poate o să ai nevoie oameni și atunci poate să apeleze la... E, nu e pentru populație. Stați, o să fie și canalizare, o să fie și... Dar pentru ce mai poate fi folosit? Asta nu am cumpărat. Domnule, în primul rând, noi am cumpărat aparatul. Pentru a detecta branșamente de fraudulor. Mincinoși. Ceva de ce? Așa. S-a verificat undeva la 40-45% din populație până acum și nu s-a găsit. Problema a fost în varianta apometrelor, care am pus așa. Nu, dar am înțeles așa. Dar ați spus că mai poate fi folosit și în multe alte domenii. În alte domenii. Am zis în multe alte domenii. Păi da, până așa. O să are canalizare. Poate să fie folosită și canalizare. Fără problemă. Are camere de luat vedere. Și
E imaginea clară a ceea ce se întâmplă. Asta după ce ulterior sunt reparați, că am înțeles că s-a reparat. Nu, dar ea sunt reținut. Poate fi folosit? Nu, deci poate fi folosit în canalizare, am înțeles, da? Sigur. Ați făcut o verificare instantaneu să vedeți dacă funcționează aparatul la 100%. Păi era problema de scomac, acum nu vezi pe canalizare. Da, da, a spus că la canalizare. Haideți, să vedeți treaba la rând. Hai să vedem de ce. Da, da. De rând deja. Da. Dar de ce? Bine, domnule. Dar eu am înțeles, dar dacă este folosibil, ați verificat... Am înțeles, deci este... Asta e problema mea, problema ar trebui să o privim în principiu. Domnule, hai cât mai avem până ieșim din problema asta, cum reușim să ieșim? Nu, că am luat aparat să verific omul, să... Nu știu unde bate, sunt pe totul. Nu bate, nu. Da, dar eu cred că mai simplu era decât să luăm acel aparat. Frumos te duceai, frumos, X-ul este care conducta de aici, asta e magistrala. Și înțeamnă de aici. Deci și dădeai cu excavatorul și vedeai dacă fură. Dar eu, asta era, ca să spunem așa, o miștocărea această lună. Eu cred că nu cred că sunt 0,01% care fură cineva. Staționată. Da? E, nu, nu, da. Păi alea o să vă dau un nume și de energie și de apă. Păi nu, 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 Păi dați-mi nici nu știu cum ar funcționează. Păi dați-mi nici nu știu dacă aveți. Domnul, ziceți că era vorba ca să mă apuc să scăd din foarte da, așa era corect. Dar ia faceți un calcul la motorină, de exemplu, și de ranjul care vrei să scăd. Două cupe nu cred că era... La fiecare? Păi să iei la fiecare. Unul are argumentul aici. Respectiv, alea, în momentul la 6 minute, poate n-ar nu poate om acum, că nu poți să-l oblig să-și aducă cu totul. Deci, haide să înțelegem, intri în curtea lui, zici, faci betonul, că aia o bănuială. Așa pe când ai plecat cu chestia asta și ești 180 de milioane până la om pentru o primărie și pentru un aparat din ăsta care va rămâne aici, nu este o... Da? Deci v-aș putea să mă înțelegeți. Deci, vă rog să se consemnați, doamnă. Vă consemnați, da, domnul. Această investiție. Eu sunt întreb... Nu este pierdută investiție. Procentul este 100% prin perioada de... Această investiție. 2017. Da, în 2017. A fost pierdută conducta la... Vreau să zică. A fost pierdută conducta acolo la Petrotuș. A fost pierdut de controlare. Nu se pună pe 2017. 17. N-am avut nicio lucrură de niciun anul. În 2016 știu că am intrat și am revisat mai atunci. Explicați foarte clar, nu sunt pierdere de pe comună, sunt pierdere de pe comună. General. Iar asta, dacă vrei să controlezi pe cineva cu acromembru, te duci și colectezi de la robinetul lui din casă, din curte, din undeva, 100 de litri și tu ești la apometru, dar instantaneu, așa fără să știi. Dar eu propun o mie de litri. Se duce cu treaba asta să ne ajungi cu petiți cum se verifică. Supun la vot acest proiect ca să nu mai... Cine este pentru? Împotriva cine? Pentru, nu? 11. Da. Și 3? 3 abține. Abține. Da. Trecem la punctul divers. Da. Nu mai. Haideți ca să dăm cuvântul doamnei, să nu mă aștept cu oameni și apoi să le dăm. Dar diverse. Cine este el? Ce se este el? Spuneți, doamne, ce da, aveți de... Da, mă fac ca eu mă numesc, eu cunosc ceva dintre consăteni de aici. În legătură cu contractul ăsta de concesiune pentru terenul de lângă stației de acolo, de lângă, cum treci podul la cuvânt. E vorba de pentru unde a fost pentru gaz, da? Da, îmi pare că doamna. Da. Da, noi am avut niște discuții inclusiv cu domnul Bacariu. El a pierdut contractul din, și din primul pas n-a dus la deplinire prin contract ceea ce stipulase în el. În termen de 2 ani. A dus. Deci domnul Bacariu s-a autorizat. Deci haideți să vă explic eu istoricul contractului doamnei. Deci doamna a concesionat o suprafață de 600 de metri pătrați în scopul realizării construirii... Doamna sau domnul? Domnul Bacariu... Hei, împreună, soț-soție. A, soț-soție. Da. În vederea construirii unei stații de gaz. Da, o benzinărie... Supraterană. Potrivit legii 50, concesiunea în asemenea scopului este valabilă un an de zile, în intervalul în care trebuie să te autorizezi.
Din punct de vedere al legii, domnul Vacariu s-a conformat și s-a autorizat, a dobândit autorizații de construire pentru această stație, a obținut toate avizele de tot, la toți avizatorii solicitați prin certificatul de urbanism. Perioada de construire a acestei stații a fost de 3 ani, cu dreptul de prelungire tot potrivit un an de zile, potrivit legii 50. Domnul Vacariu, în momentul în care, cu două săptămâni înainte de a expira aceste termene, a fost notificat și a fost anunțat că mai sunt, în data de, îi se expiră autorizația. Dumnealui n-a dat curs nici unei notificări de pe birou urbanism. A intrat partea de contabilitate care s-a sesizat că nu s-a, ca să ducă la bun sfârșit și contractul să fie valabil, trebuia să fie recepționată această lucrare. A intrat contabilitatea și a notificat doamna secretară, nu mai știu de cât. Doamna, dar dumneavoastră ați participat la ședința când domnii au fost atunci la ședință? Nu. Deci dumneavoastră noi participăm. Da. Eu cu 3 ședințe în urmă, da, le-am spus, nu, da. doamnă, dați-mi voi, că nici dumneavoastră nu era asta. Eu le-am spus, domnilor, ați luat legătura? După ce au venit domnii în ședință, cu două ședințe, dacă bine mi-aduc aminte, au spus că au fost sunați și domnii au spus că sunt plecați din țară. Da? Și ei au spus că le țin, doamnă, dacă îmi dați voi, da? Au spus că dânsii și-au plătit dările către UAT. Nu are niciun lăsați-mă să explic eu. Deci nu are nicio treabă achitarea redevenței stabilită prin contractul de concesiune cu scopul și finalizarea, implicit recepția acelui obiectiv pentru care a fost autorizat ca valabilitatea contractului doamnei pe 49 de ani. Dacă doamna ducea la bun sfârșit și venea și recepționa lucrarea la faza finală, n-avea nimeni nimic cu rezilierea contractului, dar și Curtea de Conturi când a venit, ne-a luat, a luat biroul contabilitate toate contractele de concesiune și în paralel m-a chemat și pe mine cu autorizațiile să se vadă dacă s-au emis autorizații de construire și s-a atins scopul concesiunii. Deci nu are nicio treabă că doamna și-a achitat redevența în prima decadă a trimestrului cum e specificat în contractul de concesiune. Doamna i s-a reziliat contractul de concesiune pe motivul că nu s-a finalizat obiectivul solicitat prin... a fost notificată. Chiar dacă domnilor erau plecați din țară, trebuia să trimit o persoană, să o aduceți la cunoștință. Deci nimeni n-a fost de rea credință să deschideți. S-a investit când s-a investit, mi s-a construit la Manu, am trasat acolo, acum vin alții că vor alții. Bine, iar greșeala noastră, cât de cât. N-am reținut de pune și cer și să leagă procedura de concesiune. Și da, implicit, și legea spune așa, deci vreau ca să putem să autorizăm o lucrare, care se consideră că dumneavoastră ați început-o și ați făcut investiții, se poate relua procedura de concesiune. Legea spune, în situația în care nu sunt modificări pe, pe proiect, adică să interveniți, să faceți altceva decât proiectul inițial, începeți procedura, certificat de urbanism, avizie, depuneți proiectul actualizat la un proiect întocmit la o dată anterioară, se actualizează doar devizul la valoarea anului 2018 sau 2019, dumneavoastră, vreți să continuați investiția? Da, vreau să continui și să mulțumesc că există posibilitatea să ia de acolo peste 3-4 luni, pentru care e contract nedeterminat. Dar se va relua procedura de ce? De licitație sau de ce? Nu, deci eu nu. Acum, da, domnul primar, de concesiune, deci, Nu, 20 de metri pătrați, pe cerere de altă parte, dar ăia 600 de metri de toată partea care ea nu are asta. Nu, deci 600 de toată parcarea, să știți. Dar la licitația cum este că poate să are și o să vină și aici. Dar licitația este deschisă. Primăria scoate
poate la licitație cu suprafața și poate să participe orice. Se stabilește redevența, este pasul de 5%. Deci ne dăm mai mult cu licitație. În aceeași problemă, puneți că a venit și domnul Caldău, care am văzut la un moment dat. Dați-mi voie să iau și eu cuvântul, dacă se poate, tot în aceeași chestiune. Domnul Mitică, în urmă cu un an de zile, m-a invitat la Gânșii acasă, mi-a propus să îmi predeie chestiune. Deci, despre ce discutăm? Domnul Mitică nu putea să-ți predea nimic. O să vă aduc acum altele în copii, să vedeți cum i-a arătat. Toate autorizațiile, concesiunea, toate altele în copii, nu. Pentru acel teren. Totul e pe numele meu. În momentul în care cineva vrea să-ți predea concesiunea, cum poate să vină nu la urmă să spună că preia dacă memoria o mai ține, spune așa, redevența
se plătește în prima decadă, până în prima decadă a trimestrului întâi. Da, da. Adică până în luna martie, da. La sfârșit trebuie să fie posibil ca dumneavoastră să nu vă fie achitat această diferență. Deci ascultați-mă. Deci, dacă la tot în contractul de concesiune, la clauzele rezilierii, sunt mai multe punctulețe și acolo se specifică. 1. Dacă nu se atinge scopul concesiunii. 2. Dacă nu se plătește redevența potrivit punctului 2.1 din contract. 3. Deci trebuie văzut foarte bine acele clauze de reziliere și probabil compartimentul biroul de contabilitate a punctat elementele acestea, a văzut scopul nu l-ați atins. Redevența luna cu tare m-a notificat. Și din câte am vorbit eu cu doamna Simona, au fost două notificări în afară de ale mele de la urbanizare. Deci, și din câte chiar, eu am luat la un moment dat, vă zic sincer, am avut impresia că nu mai sunteți interesați. Pentru că domnul Vacariu la un moment dat de la acasă când s-a trimis adresa. Deci sincer vă zic. Eu am zis că nu mai eu am pierdut. Eu am fost la ședință și au fost trimise pe jurul la unul sau pe jurul pe jurul. Ca să ia pe jurul. Dar a fost de-astea. Nu mai ne țin mult. Semnătură, nu? Eu am pus în așa fel, doamnă. Concesiunile astea să fim foarte atenți, că poate și primărie la un moment dat o să aibă nevoie de un spațiu în care nu o să poată să facă... Dar vă mai spun un element, domnul primar, cei de la știți, că vă mai spun, domnule naționale, nu aprobă amplasarea construcțiilor în zona de zile pentru construcții foarte mari. Te condiționează ca o construcție să fie la 30 de metri din altul drumului. Dumnealor le-a dat și poliția și drumurile naționale pentru că este un modul care l-au pus aproape... Da, deci nu e construcție fixă. Nu e o, da. Deci nu e clădire fixă, ca să spunem așa, vreau să fie ceva mai ușor. Eu aș vrea... În europeană, probabil. Ca și cel care vrea să concesioneze, suprafața este numai să fie menționată în lucru. Iar să fie o clauză, o clauză care nu respectă, vrea să facă un mai rău altceva, să rezilieze contractul. Că se poate întâmpla să vină să propună că fac pentru așa, dar face, eu știu, prăjdeți să-și mă rog activitate. Focul concesiunii trebuie atins. Păi eu asta zic, trebuie să fie o clauză care să fie eliminatorie în cazul în care nu știe, ne respectă concesiunea. Păi nu m-am spus la clauzele rezilierii contractului, mai devreme le-am menționat. Da, dați-vă. Da, deci hotărârea 31, nu din 26-a 4-a 2018, privind rezilierea contractului, de concesiune, numărul 18, din 20-a 6-a 2011. Nu mai citesc preambul, că știți așa, hotărăște Consiliul Local, da? Se aprobă rezilierea contractului de concesiune menționat mai sus, având ca obiect terenul situat în intragramă localității Târgu Trotul de Bacău, în suprafață de 600 de metri pătrați, beneficiar SG Petrogaz, companie SRL. Unde scrie că nu v-ați plătit legii? Atât scrie în hotărâri. Deci, nu ne înțelegeți greșit. Nimeni nu a avut rezilierea contractului. Au fost câteva clauze care nu au fost... Da. Și eu eram obligat. Obligat legal. Legal. Dar nu mai zic că trebuie să știți cu mine. Și nu mai e. Așa vreau să mă ajutați cu fie. Deci, singurul lucru care putem să vă ajutăm este în caz de agitație și dumneavoastră până la tot. La hotărârea aia nu se poate acum? Ba, mai nu. Da, mai este o variantă, în condiția care i-ați făcut să mă înțelegeți cu cineva concesionat. Din punctul de vedere urbanistic, dacă vine să concesioneze acel teren și nu se încadrează pentru acel ceva urbanistic, este bun ca să concesioneze, adică are dreptul să concesioneze. Deci, domnul Ungureanu, în momentul în care se face o concesiune, se eliberează certificat de urbanism în care se specifică elementele tehnice, juridice și economice. La elementele tehnice, eu voi specifica acolo condițiile în care se poate aproba și emite autorizația de construire. În primul rând, voi spun noi prevederile ordonanței 44. Distanța, dacă e o casă, gardul să fie pus la 30 metri din ax, construcția să fie la 30 metri amplasată, raportat la drumul național. Să respecte față de vecini, sunt mai multe elemente în funcție de obiectivul care s-a autorizat. Și dacă dumnealor se încadrează și le convine, concesionează, dar scopul trebuie foarte bine specificat. Scopul de construire,
de exploatație agricolă, de dezvoltare, etc. etc. Peste servicii, etc. Dați-mi voi să vă citesc din articolul 9, din contractul de concesiune, litera F. În cazul nefinalizării lucrărilor de amplasare și instalarea sistemului de distribuție gaze petroliere lichefiate la autovehicule, format dintr-o instalație monobloc tip skid și mini benzinăria destinată comercializării carburanților, benzină și motorină, în termen de 24 de luni. Asta scrie. Da, din cauza asta s-a reziliat. Nu știu dacă vreți să citiți o hotărâre judecătorească sau nu vă interesează. În urma pierderii celelalte pe care am suportat, tot soțul meu are de recuperat 2 milioane de jumătate. Mă chinui de 3 ani să iau. Legal. Vorbim despre lege. Unde-i legea? Spune cineva aici? Doamne, eu vă înțeleg. Eu de-aia zic că să nu iau bani. Am posibilități de recuperare. Acum că mai durează, nu știu să vă spun. Dar deci Consiliul Local este cel care administrează domeniul public și privat al comunei. Da? Deci și noi trebuie să ne luăm în calcul toate, să rezolvăm toate situațiile. Nu le putem lăsa așa la voia întâmplării. Nu le lăsăm la voia întâmplării. Deci, vreau să vă zic și să vă, să vă reamintesc, când acolo scrie clar 24 de luni. Ori imaginați-vă și gândiți-vă câte luni au trecut în afară de la 2011. Da. Deci, credeți-mă, am fost în concesiunea Santiago. Am fost mai știți cu pentru asta, dar nu mai apărat altcineva cu lucrul acesta. Aici, până nu am mai făcut. Asta știa. Deci, ce mai fac afaceri? Asta știa. Să prindă moment. Firma cu tot cu concesiune. Dar nu se putea. De ba se poate, pentru că nu se putea. Ce nu poate să fie firma? Eu am întrebat firma acționarii și sunt în continuare. Sunt în continuare pentru ca să vede este firma. Cine a domnul Dinu, spune, stai, doamnă. Să întrebăm colegii. Pot să pun și o întrebare? Aici, în Consiliu, vorbim cu legea. Da, pe lege vorbim. Așa spun. Deci vorbim de lege, că noi de-aia suntem să respectăm legea. Și pe hârtii. Așa sunt eu de părere. Da. O secundă, vă rog. Da. Nu contează, doamnă. Eu zic că fiecare om are drept la o șansă. Nu știu, mai drept la o șansă. Nu știu. Eu vorbim de eu. Să nu vorbim de eu. Aș fost date. Mă scuzați că... Vorbim pe hârtii. Discutăm de 6 de metri la doamna, de nu știu cât al domnul, de 20 de metri al domnul care... Noi știm cât e parcarea aia. Da. 6 de metri. Toată. Da, este cadastru. Este cadastru. 600 de metri. Peste 600 de metri. S-a încheiat 20 de metri. Domnului cu cerealul. De un an de zile. De un an de zile. Deci de un an de zile este pentru 20 de metri. Dumneavoastră cât vreți să încheiați acum? Că văd 20 de metri. E o suprafață, da? Care cândva mi s-a oferit. Încă o dată repet. Bine, asta l-a lăsat. Acum am ocazia. S-a luat o hotărâre prin care s-a reziliat un contract. Mergem pe lege, cum a zis toată lumea, da? Eu am depus o cerere. Aștept acea cerere să fie soluționată. Da? Mulțumesc. Altcineva, dacă mai e ceva. Aveți altceva la direct? Da. Am adus la direct. Nu mai e. Dar m-am trecut. Eu am venit ca bună. Păi l-am dat cuvântul, dar dacă mai vrea cineva să se înscrie, are... Deci, parcă să mai am. Da. Domnul Adrian.
în penultima ședință din luna august, am aprobat rectificarea bugetară, da? Vreau să răspund și mie dacă s-a plătit, că s-a venit cu tăvălogul și a spus că a venit cu, am venit, am avut un satir, am asistat la, mă rog, la un circ care a spus că a fost un circ, mă rog, eu nu am cumpărat un circ, s-a spus ceea ce s-a spus. Vreau să știu dacă s-a plătit, când a făcut rectificarea bugetară, dacă s-a plătit diferența de asfalt. Și dacă s-a făcut recepția acelui asfalt. S-a plătit diferența, nu s-a făcut recepția, vreau să vă mai zic. Puteți să ne faceți acum o cerere. Eu vreau așa, deci eu, persoană, nu știu ce dau și colegii. Eu vreau o invitație scrisă ca să particip la recepția lucrurilor. O să participăm. Deci nu, nu. Dar deci, nu mai deci, cu absolut nimic. Nu, nu, nu. Vreau ca să faceți. Deci eu vorbesc în numele meu. Dacă celălalt... Ați fost ați trecut pe acolo? Nu am trecut. Păi să treceți, să vedeți și cu bada, v-am văzut eu mințiți. V-am văzut eu mințiți. V-am văzut eu ce înseamnă asta. V-am văzut eu mințiți. Când m-ați spus pe asta? Chiar după ce s-a adunat. Până la biserică, da? Nu, m-am văzut în centru. Nu, tare, cunosc. Veneați probabil chiar de la Vada, nu, nu mai rețin, că nu pot să-mi... Domnul Tornațe, a început anul școlar. Decepție la lucrările de la școală s-a făcut? La ce? La școala Cuța. La... S-au făcut lucrări acolo. Nu, mai e de treabă. Nu e o problemă cu recepțiile astea. Eu am problemă. Deși de mai văzut... Bine ce vreau eu! Pe ce bază se fac? Cine face parte din comisia de recepție? Cine face parte? Păi dacă nu s-a văzut până acum și... Deci, asta de eu de asta am întrebat că sunt în comisia de la școală. Acolo, oricum, dar o să trebuia să fie un specialist. Deci cine mai face comisia de recepție? Poate să fie comisia de recepție. Deci dacă am văzut, poate răspunde. Mă rog, dar. Deci potrivit ordonanței 3743, care modifică hotărârea 273 de 94, recepțiile se fac, se organizează de beneficiar la înștiințarea constructorului și din comisie fac parte. Beneficiar sau investitor, depinde, sunt cazuri când e unul singur sau sunt doi. La beneficiar, funcție de, funcție de categoria de importanță a construcției C sau D, în cazul nostru este C, obligatoriu face parte, ISC-ul. Între 1 și 5 specialiști cu funcție de importanța construcției. Un reprezentant al unității administrativ-teritoriale. Deci ISC-ul, ISC-ul. Unul dintre 1 și 5 specialiști pe domeniu. Așa. Un reprezentant al unității UAT-ului, poate fi, și pot participa și alte persoane, exemplu consilier, dar n-a invitat. Am vorbit doar de comisie. La recepție pot fi și invitați. Ca invitați sunt proiectantul, executantul, dar mai fost domnul Moise la recepție. Dar eu asta vreau să zic la școală, că s-a făcut la totul și atunci am fost și din partea. Dar noi dacă ca consilier, când ne-am dus, dacă eram invitat, de ce trebuia să semnăm? Un invitat, nu știu care. Și dau autograf sau ai nu aveți vreo parte din la recepție, dar poate aici la ești nu mai vreo. Păi nu, dacă e posibil la școală, la extindere la recepție. La școală, prin dispoziția primarului, ați făcut parte din comisii la reprezentanța. Și de ce nu se poate la luna? La școală, la primar, primarul primar. Nu s-a organizat recepția. Mai nu se poate face comisii, dar asta ce mai acum, nu știu dacă mai să trec să modificat la 2017. Da. Când altceva dacă mai e ceva? Lucrările bănuiesc că se fac pe baza unui deviz. Devizul ăla trebuie respectat. Nu am nicio influență, nici nu contează cum sunt asta. Deci, rugămintea mea ar fi, am mai participat la o ședință acum o lună jumătate, erați în concediu noastră, și atunci s-a propus rediscutarea aspectului, într-o altă ședință. Încă nu s-a discutat, pentru că aș fi primit vreo notificare ceva. Deci rugămintea mea ar fi următoarea, să încercați să mai rediscutați aspectul. Deci rugămintea mea asta e să supuneți la vot chiar sau nu știu. Nu, din punct de vedere juridic nu se schimbă cu absolut nimic situația. Deci dumneavoastră tot nu ați
aceleași documente care au dus la reziliere. Cine răspunde? Și cine își asumă răspunderea pentru? Nu este destul de complicat, nu înțelegeți greșit. Deci nu, Doamne ferește, n-am nimic, dar vă înțeleg, ați investit acolo. Înțelegem foarte bine. De ce nu sunteți de acord cu reluarea procedurii de concesiune? Sigur. Păi da, dar implicați bani, alte avizii, alte alea, eu iar trebuie să mergă la domnul. Dar oricum aveți alte avizii și deci, valabilitatea, ascultați-mă, deci dumneavoastră dacă se organizează, se scoate la licitație acest amplasament și spunem că îl câștigați, dumneavoastră trebuie să preluați, obligator trebuie să reluați procedura de autorizare, certificat de urbanist. E posibil, e posibil, când ajungeți la avizator și aveți un aviz eliberat de acea instituție descentralizată, să vă ia în calcul și să vi-l actualizeze. Adică, motivat de faptul că n-au mai intervenit modificări de soluții de proiectare. Dar dumneavoastră trebuie să fiți conștientă că trebuie să reluați procedura de autorizare. Este singur, să știți. Singura variantă. Da. Altcineva dacă mai are ceva de... Deci pe mine amață, lămurie? Da. Orice hotărâre. Mă așteptam la licitație. Este, are un articol 2 care prevede. Prezenta hotărâre poate fi atacată prin tribunalul Bacău, secția 2, deci o să am uitat. Nu, trebuie să faceți lucrul ăsta. Domnul Poan, termen de aia. Nu mă sfătuiesc pentru că nu va rezolva nimic. Nu, dar de ce să știe cu termenul? E foarte trecut. Doar da, deci de varianta licitației. Deci ce copii trecut? Nu știu ce o să facem noi aici, eu trebuie să scot ceva de acolo, până la urmă, deja că nu va fi al meu. V-am tins până acum. Nu știu cum. Nu discut cu domnul Minciun. De ce eu vreau fac? Deci nu mie Minciun. Vă înțelegeți cu domnul Palom și eu cred aici. Nu, 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 atunci, vom conduce. Ce nu poate, că văd că deja nu mă înțelege.